Dacă stăm și ne uităm în istoria recentă a României de după 90, Partidul Național Liberal ajunge să stabilească un record de stabilitate la guvernare. Și în aceste condiții de erodare guvernamentală, nu am făcut-o pentru noi, am făcut-o pentru români. Am avut în toată această perioadă ca obiectiv principal să facem o absorpție de fonduri europene care să ne scoată din acea fază rușinoasă în care nu depășeam 50%, iată, am ajuns să absorbim peste 90%. Totuși, România a evoluat. România, dacă ne dăm timpul înapoi și suntem corecți și sinceri cu noi și ne uităm unde era România acum 10-15 ani și unde suntem acum, este o evoluție. Sigur, nivelul nostru de ambiție este unde este și așa trebuie să fie. Nu a fost ritmul care a trebuit și trebuie să recunoaștem ceea ce nu s-a făcut. Dar nu avem altă soluție decât să asigurăm o coerență a actului guvernamental, a deciziilor politice, tocmai în acest scop să putem să continuăm să dezvoltăm România, să asigurăm prosperitatea pentru oameni.